vine mâncând, iar obișnuința de a vizita muzeele apare după ce te îndrăgostești de ele. Așa că muzeele din capitală au pregătit un program special de ziua lor ca să atragă cât mai mult public posibil. Demonstrațiile de luptă au fost efectuate de studenții de la Academie de Poliție Ștefan cel Mare pentru Muzeul de Istorie din Capitală. Băieții și-au meșterit singuri costumațiile. La noi este, dacă observați, din piele, pentru că ei aveau, arcașii în luptă aveau un rol foarte important, anume ei nimiceau ținta de la distanță, dar la colegii noștri, că la lancieri, ei sunt puțin mai tari, din materie mai tare și cu scuturile. Vizitatorii au avut posibilitatea să urmărească un spectacol de muzică și dans, animație în costume de epocă, demonstrații de luptă cu spada. Cel mai vechi este Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, înființat în 1889. Toate grupează circa 700.000 de exponate din patrimoniul național. În ciuda importanței lor, toate aceste instituții se confruntă cu un șir de probleme și lipsuri. Unele au nevoie de la